Domnul președinte, un alt pas mic, mare, pentru ceea ce înseamnă înfrățirea între aceste consilii autorităților locale din România și Republica Moldova? N-a spune că este un alt pas, n-a spune că este un mic pas, a spune că este un pas al normalității, pentru că acest Consiliu Autorităților Locale din România și din Republica Moldova, înființat în urmă cu 13 ani, suntem de la Chișinău, am mers la Alba Iulia, de la Alba Iulia la Chișinău, de la Chișinău la Sibiu. De aceea am și propus ca tot acest periplu să întâmple și locurile unde se întâmplă aceste reuniuni ale noastre să se numească Capitale de Suflet Românesc. De aceea nu vreau să spun că e mic, nu vreau să spun că e mare, dar arată că sunt oameni cu suflet de o parte și de alta a Prutului, iar noi, cei de jos, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce putem face pentru frații noștri. Este necesar, atunci completez eu, e cuvântul potrivit, necesar? Este mai mult decât necesar. E chiar viabil, a spune, din punct de vedere al nației noastre. România, în general, susține parcursul pro-european al Republicii Moldova. Iar, după cum știm, Sibiul este, județul, este o mică parte din Europa, aici întrepătrunzându-se mai multe culturi, civilizații, da, care fac din Sibiu, prin multiculturalismul care ne caracterizează, o mică parte din Europa. În plus, vorbim de administrație publică locală, care vrea să se susțină, care are idei comune, proiecte comune și un singur scop, mai binele cetățeanului. Sibiu este un exemplu în acest sens. Colegii noștri primari sunt exemple de bună practică și, în același timp, oameni cu suflet, care s-au apropiat de primarii din Republica Moldova și au avut această inițiativă de a rupe granițele și de a-i aduce aici împreună la Sibiu. Acum și din punct de vedere geografic suntem privilegiați, nu? Suntem în centrul țării și atunci mult mai ușor primarii din întreaga Românie au reușit să ajungă aici pentru a încheia acest acord.